vreau să fac scandal. Că tu și ne tot. Da. Atunci nu. Eu n-am dat bani. Da, ei. Vrem să marcăm pentru prima dată, după 100 de ani, Marșul Vânătorilor de Munte, ce au apărat aceste meleaguri ale României în poarta Oituzului, ca inamicul să nu pătrundă în Valea Trotușului, să ne ocupe Moldova și să ne transforme într-un alt fel de stat. Dacă nu erau acești minunați militari vânători de munte, care au pus piept în fața hoardelor care veneau peste Carpați, poate noi astăzi nu existam ca stat. Vom marca așadar, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna și invitați, marșul de acum 100 de ani a vânătorilor de munte către trei direcții principale: Măgura, Cireșoaia și Coșna. Vom începe acest ceremonial militar cu intonarea imnului de stat al României, pentru care, vă rog, bărbații care poartă pe cap văscuțe cep se descoperă, copiii nu se mai mișcă, iar cei care pe timpul imnului nu se întâmplă nicio activitate. Începem ceremonialul cu imnul de stat al țării noastre. Oh, yeah.
aprinderea torcelor. Militarii vânători de munte aparțin brigăzii 61 vânători de munte Mercurea Ciuc, general Virgil Pădurescu și brigăzii 2 vânători de munte Sarnize Tetuza din Brașov. Urmează aprinderea torcelor. Miloș! Am cele 3 vantacuri acolo? Nu. De ce? Două sunt aici. Am primit telefon să venim aici, că a dat ordine. S-a primit tot să venim aici. Trebuie să plecați? Da, aveți timp. Toată lumea pleacă și voi ajungeți înaintea. Deci mai trebuie să stăm și în spatele autocarului, că ai de camionul și camionul și am plecat. Ei, deci am mers până în spatele autocarului. Urcă la intersecția, urcă în autocarul ăla, nu? Ei. Da. 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 Am ăla la mine. Le dau mâine. Da? Mulțumim! Detașamentul Coșna începe deplasarea. Aplauzele dumneavoastră, detașamentul Coșna a început de plața aia. Detașamentul Măgura începe deplasarea. Detașamentul Măgura începe deplasarea. Deja a plecat, că arată tot și a plecat, da? Hai, zic-o! Cireșoaia, da? Detașamentul Cireșoaia a plecat pe cealaltă comunicație.
Vă rog să-i aplaudăm pe vânătorii de munte. Armă de elită armatei române. Continuatorii tradițiilor de luptă de acum 100 de ani, a viteșilor vânători ce s-au dat viața pe aceste locuri.